Avem imagini în acest moment din Turcia, aeroportul din Antalya. Așadar, sunt imagini pe care ni le-a trimis în urmă cu foarte puțin timp colega noastră, Nadia Ciurlin. Vă repet, mulți români sunt blocați și în acest și moment. Copii mici, văd, da. Exact, iată, cu copii mici. Pe aeroportul... Dacă vine avion, uitați-vă. Da. Pe aeroportul din Antalya, Turcia, acești pasageri ar fi trebuit să fie preluați de o cursă a companiei naționale, compania Tarom. Nu li s-a spus nimic oamenilor de ce întârzie această cursă. Din informațiile pe care le avem, avionul se apropie, dacă nu chiar a și aterizat între timp în Antalya, Turcia, dar cu o întârziere de peste două ore și vreo 15 minute. Vom încerca să aflăm mai multe detalii despre această pățanie, fiindcă e pur și simplu o pățanie, iată, pe care mulți români la final de concediu o întâmpină. Drumul spre casă este mai greu decât cel pe care l-au preconizat. O să intrăm în direct cu colega noastră Nadia Ciurlin. Tot n-am reușit să aflăm de ce această întârziere. Cei de la compania Tarom nu au trimis niciun fel de reacție. Colegii noștri încearcă să-i contacteze. Nu e nimeni de găsit acolo la Tarom. S-a blocat internetul, domnule. S-a blocat internetul? De la aeroportul Otopeni, da. E rușinos să fie situația asta. Mai ales după ce probabil au văzut că într-o emisiune se dezbate cazul acesta, situația asta. Bine, și cei care nu răspund la telefon, e în regulă, e weekend. Nu zice nimeni, dar dacă ai un incident în companie și ești plătit pentru asta, trebuie să răspunzi la telefon ca purtător de cuvânt. Cazul. Aici e serviciu fără trebuie să le spui zile libere. Duminica e marți, sâmbătă e miercuri. Nu mai zic de reprezentanții, adică nu văd vina aeroportului, văd vina companiei care are reprezentanță în fiecare Știți aeroport. Cum e... Acolo la îmbarcare e un ghișeu, sunt două doamne, nu, care primesc după aceea oamenii să intre să se îmbarce. Doamnele alea nu pot veni mai devreme când trebuie făcută îmbarcare. Ne scuzați, mai stați pe scaunele astea albastre de piele. Nu știu dacă vă aducem apă sau sandvișuri, dar mai stați vreo oră așa și vă mai anunțăm noi dacă plecăm sau nu. Eu aveam așa o reticență să zbor cu curse low cost. Dom'le, zic, ăștia am auzit că întârzie, că nu dau niciun sandviș, că e scaunul mai mic. Mă feream. Am zburat zilele trecute, nu fac nicio reclamă, foarte bine și s-a încadrat cu o cursă low cost. Deci, dacă o companie cum e Taromul nici măcar nu ne oferă informații, înseamnă că... Având în vedere, asta e problema, exact, că nu ți anunți pasagerii să spui, domne, întârzi avionul două ore pentru că în momentul în care am plecat de la București, nu știu, la București ploua sau era ceață sau, nu știu... A venit nou vulcanii din Islanda, acum și-a adus aminte de noi și a făcut o tură așa prin jurul României. Este Nadia Ciurlin acum în direct cu noi prin telefon, e unul dintre pasagerii prinși în aeroportul din Antalya. Bun găsit, Nadia, a ajuns în cele din urmă aeronava Tarom care să vă preia de acolo, să vă aducă în țară? Bună dimineața, Mihai, din nou. Nu a ajuns nicio aeronavă. Am fost chemați la poarta de îmbarcare și mi s-a transmis că vor veni două avioane mai mici. Sunt strigate niște liste. Suntem atenți să vedem pe care listă, pentru că înțeleg că un avion va pleca la 12 de aici și încă unul la ora 13. Sunt pasageri care spun că nu s-au auzit pe nicio listă, sunt îngrijorați în privința bagajelor, dacă au fost separate sau nu, ce se va întâmpla pe Otopen, dacă vor reuși să-și găsească aceste bagaje. Oricum este un vasarm în aeroportul din Antalya, incredibil, cozi foarte mari. Ne așteptam să se schimbe biletele, având în vedere că se schimbă cursa. Însă înțeleg că sunt făcute niște modificări cu pixul pe bilete, niște improvizații, ca să spun așa. Eu în momentul de față sunt la rând să văd ce se va întâmpla exact, dar am stat de vorbă cu alți pasageri și îmi spuneau că nu se vor schimba biletele, se vor scrie pe bilete cu pixul, se va scrie, nu știu, numărul avionului și așa mai departe și atât, pentru că nu este timp sau nu știu care e problema. Cert este că nu s-a comunicat care e problema, de ce s-a ajuns în această situație. Vorbeam cu mine mai devreme, spuneai că a decolat un avion și speculam împreună că acela ar putea să vină și să ne ia pe noi. Se pare că nu se va întâmpla așa și ne vom întoarce la București cu
împărțiți în două avioane mai mici. Cel puțin astea sunt informațiile de la ora asta pe care le avem aici pe aeroport. Bun, în continuare n-a fost făcută, nu știu, nimeni din partea companiei nu v-a contactat, nu vi s-a transmis o poziție oficială sau toate informațiile pe care le primiți sunt doar de la agenții de embarcare de pe aeroportul din Antalya. Deci de la poarta de embarcare și oamenii se întreabă unii pe alții ce au de făcut în continuare, cu ce avion merg, ce se întâmplă cu bagajele lor și așa mai departe. Bun. Așteptăm și noi să vedem ce se va decide până la urmă și cum vom fi transportați de aici, dacă totul va fi în regulă până la urmă. Am înțeles. Cam câte persoane sunt? Noi am văzut imaginile pe care tu ai reușit să ni le transmiți. Nu știu, estimez că sunt undeva la... De fapt, nu-mi dau seama acolo în spate dacă este o altă poartă de embarcare. Nu știu, probabil da, că sunt undeva la 100... de embarcare. Aha, mai deci atunci e foarte greu. Și peste tot sunt oameni adunați, dar sunt peste 100 de pasageri români blocați în acest moment pe aeroportul din Antalya cu foarte mulți copii care au început să... Lângă sunt foarte agitați, nerăbdători, este foarte, foarte aglomerat, foarte cald în aeroport. Bun, o să te rog, lumea începe să fie răbdare. O să te rog, Nadia, să rămâi cu noi prin telefon. Stau de vorbă acum cu doamna Georgeta Dinu de la compania Tarom.